cuvintele Mântuitorului despre Duhul Sfânt, rostite către Nicodim, ne arată cât de imprevizibilă este lucrarea Duhului Sfânt. Îi spune așa Mântuitorul lui Nicodim, căruia îi spusese mai devreme că omul poate să se nască din nou. Acest cuvânt l-a nedumerit pe Nicodim. Îi spune Mântuitorul, dacă nu te vei naște din nou, nu vei putea să intri în împărăția lui Dumnezeu. Omul trebuie să se nască din nou. Și Nicodim, într-o înțelegere îngustă, spune, cum poate omul, fiind bătrân, să se nască din nou? Și atunci Mântuitorul îi spune așa, de nu se va naște cineva din apă și din duh, deci din apă și din duh, nu va putea să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din trup, trup este, și ce este născut din duh, duh este. Vântul, sau duhul, pentru că în grecește este pneuma, suflă unde voiește și tu auzi glasul lui, dar nu știi de unde vine, nici încotro se duce. Astfel este cu oricine născut din duhul. Deci această totală imprevizibilitate a lucrării Duhului Sfânt ne dă de înțeles că noi suntem aleși de Duhul Sfânt și pregătirea pentru primirea Duhului Sfânt constă în această stare de așteptare și de dorință.